Până la data de 10 aprilie 2020, un număr de 22 de persoane din sistemul de sănătate al județului Sibiu au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, de la Spitalul Județean Sibiu, un număr de 15 persoane confirmate pozitiv de la secția de gastroenterologie, 3 persoane de pe ATI și o persoană de la secția de ginecologie. De asemenea, din cadrul Serviciului de Ambulanță Sibiu, au fost confirmate pozitiv un număr de 3 persoane.